Vă salut, dragi prieteni, este sâmbătă seară, probabil că cei mai mulți credincioși, sau cel puțin așa ar trebui să facă, se pregătesc pentru ziua de mâine, care este o zi de închinare pentru cei mai mulți credincioși. Bineînțeles, în afară de cei care merg în ziua de sâmbătă la închinare cu biserică, da, vorbesc de închinarea corporativă. Aș vrea pe scurt să abordez un subiect foarte important pentru toți credincioșii, și anume ce este o biserică adevărată și care este diferența dintre o biserică adevărată și una apostată, nu? În funcție de asta ar trebui să hotărăști din ce biserică să faci parte, din ce biserică să fii membru, în ce biserică să participi la viața bisericii respective. Bun, deci la ce biserică să te duci? Că unii zic, domnule, sunt atâtea religii, sunt atâtea culte, sunt atâtea învățături, sunt atâtea doctrine, sunt atâtea secte, creștinismul e atâta de divizat. Unde știu eu unde să mă duc? De unde să știu? După ce criterii să mă iau? Acum, nu trebuie să inventăm noi roata. De exemplu, reformatorii, acum la anii 1500, perioada aceea, au spus că sunt trei semne importante ale unei biserici adevărate. Predicarea Evangheliei, administrarea corectă a rânduielilor bisericii, adică cina Domnului, și disciplina bisericii. Și au spus, unde nu există astea trei semne, nu există biserică. Deci nu că biserica respectivă nesănătoasă sau bolnavă sau are anumite probleme, ci ea nu este biserică. Este o biserică apostată, este o biserică, o sinagogă a satanei. Da? Bun. Haideți să ne gândim puțin la lucrurile acestea. În primul rând, o biserică adevărată este o biserică care predică Evanghelia. Acum, toate bisericile pretind că predică Evanghelia. Întrebarea este dacă bisericile acestea predică toată Evanghelia. Da? Cel mai mare pericol nu este să predici minciuna. Minciuna pentru mulți oameni este ușor de detectat de la distanță. Nu pentru toți, pentru mulți, pentru unii. Cel mai mare pericol este să predici doar, nu să predici adevăr și minciună. Nici asta nu e cel mai mare pericol. Cel mai mare pericol este să predici doar o parte din adevăr. Și sunt foarte mulți oameni în viața cărora, dacă te uiți, multe adunări în care se predică din Evanghelie, dar nu se predică toată Evanghelia. Da? Deci este important să analizăm în primul rând lucrul acesta. Indiferent cât de atractiv ar fi biserica, indiferent cât de mulți oameni s-ar duce la biserica aia, indiferent cât de mult succes ar avea adunarea aia, indiferent cât de cunoscut ar fi ea, indiferent ce slujitor ar avea, indiferent ce popularitate ar avea, indiferent câte activități, câtă forfotă există în adunarea aia, toate sunt egal cu zero dacă acolo nu este prezentă Evanghelia Domnului Iisus Hristos. O Evanghelie completă, da? O Evanghelie care vorbește despre Dumnezeu, care e sfânt, care e suveran, care e mânios împotriva păcatului. O Evanghelie care vorbește despre căderea omului în păcat și profunzimea căderii omului în păcat. O Evanghelie care vorbește despre moartea Domnului Iisus și de ce a venit Domnul Iisus pe pământ, cum a săvârșit el lucrarea mântuirii prin moartea sa ispășitoare, substitutivă. O Evanghelie care vorbește apoi despre necesitatea pocăinței și a credinței în Domnul Iisus Hristos, o Evanghelie care vorbește apoi despre viața pe care noi o trăim cu Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos. V-am enumerat doar 5 aspecte importante ale Evangheliei, da? Dumnezeu Creatorul, omul păcătos, soluția în Domnul Iisus Hristos, chemarea la pocăință și la credință și apoi viața pe care o trăim cu Dumnezeu pe pământul acesta și apoi în veșnicie. O Evanghelie care în mod constant, intenționat, scoate din calcul, de exemplu, sfințenia lui Dumnezeu, mânia lui Dumnezeu este o falsă Evanghelie. O Evanghelie care în mod constant scoate din calcul păcătoșenia profundă a omului, ca să nu deranjeze oamenii, ca să facă biserica mai atractivă, ca să fie mai tolerantă, să fie mai relevantă, să fie mai nu știu cum, aia este o Evanghelie falsă. O Evanghelie care scoate în mod constant, profund, jertfa Domnului Iisus Hristos, care vorbește despre Iisus așa ca un model, ca un rabin, ca un învățător, dar nu pune accent pe jertfa ispășitoare, răscumpărătoare, substitutivă a Domnului Iisus Hristos, este o Evanghelie falsă. O Evanghelie care nu prezintă foarte clar necesitatea pocăinței și credinței pentru a fi mântuit, este o Evanghelie falsă. Și în foarte multe locuri nu se prezintă pocăința. Ridică mâna, fă o rugăciune, s-o rezolva problema. Da? Și apoi o Evanghelie care nu vorbește despre necesitatea trăirii în sfințenie, în ascultare, în supunere față de Dumnezeu, este o Evanghelie falsă. O Evanghelie care nu vorbește despre viața trăită cu Dumnezeu, despre viața viitoare, despre venirea Domnului Iisus Hristos, este o Evanghelie falsă. Așadar, primul semn al unei biserici adevărate, ceea ce diferențiază în mod fundamental o biserică adevărată de una falsă, ceea ce ar trebui să te ajute pe tine să discerni care e biserica adevărată, care e biserica falsă, nu este să te uiți la etichete, la culte,
și așa mai departe. Ci să vezi dacă în locul acela este prezentă Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Dacă este prezentă toată Evanghelia, acolo este lucrarea Duhului Sfânt. Deci nu doar dacă este prezent un aspect din Evanghelie, ci dacă este prezentă toată Evanghelia. În al doilea rând, legat de lucrul acesta, un alt semn al unei biserici adevărate este modul în care se face evanghelizare. Din nefericire, am vorbit mult despre lucrul ăsta, am predicat despre lucrul ăsta, am scris articole despre lucrul ăsta, nu foarte mulți oameni ascultă și iau seama. Din nefericire, există atâtea metode de evanghelizare care n-au nicio treabă cu cuvântul lui Dumnezeu. Multe metode psihologice, de manipulare. Bă, dau exemplu, vin în față aici și s-o rezolva problema. Ridic o mână, repet o rugăciune, botează-te că totul e în regulă și după aia nu mai ai niciun fel de problemă. Toate lucrurile astea sunt metode greșite de a evangheliza. Evanghelizarea trebuie făcută prin metoda biblică. Trebuie să predice Evanghelia și oamenii să fie chemați la pocăință și la credință în Domnul Iisus Hristos. Nimic mai puțin de atâta nu se cere. Nimic mai mult de atâta nu se cere. Dacă omul se pocăiește și se crede, n-are nevoie să facă absolut nimic în plus. Bun. Deci să fie prezentă Evanghelia, să fie o evanghelizare corectă. Cred că sunt biserici adevărate care greșesc în privința evanghelizării. Greșesc într-o anumită măsură, nu complet. Da? Dar dacă nu există Evanghelia, nu este biserica adevărată. Evanghelizarea și Evanghelia le pun împreună ca un semn al unei biserici adevărate. Al doilea semn, după cum spuneau și reformatorii, este disciplina bisericii. O biserică care permite în mod constant ca răul, păcatul, voluntar, constant, trăirea în păcat să fie tolerată, aia este o biserică falsă. Să fie foarte clar. Dacă sunt tolerate o sumedenie de păcate, dacă nu există o reacție a trupului, un trup sănătos reacționează la virus, reacționează la boală, expulzează de acolo ce este rău. Dacă nu există o reacție a trupului față de ceea ce este rău, atunci este o problemă. Aia nu este biserica adevărată. Dacă intră necredincioși în adunare, care nu-L cunosc pe Domnul Iisus Hristos, care nu-s mântuiți cu adevărat, care sunt falși credincioși, care au făcut false mărturisiri de credință, care trăiesc în păcat și demonstrează în fel și chip că n-au nicio treabă cu Dumnezeu, biserica îi tolerează din diferite motive, atunci acolo este o problemă. Adică avem de-a face cu însă și existența bisericii respectivă. Dacă în 10 ani sau în 20 de ani dintr-o membralitate regenerată de oameni născuți din nou, ajuns să ai mai mulți oameni nenăscuți din nou, îți pui întrebarea foarte serioasă, dar acolo este o evanghelie adevărată. De aceea, legat de disciplina bisericii, membralitatea într-o biserică locală, într-un trup local al Domnului Iisus Hristos, este fundamentală. Este fundamentală. Este imposibil să zici, îl iubesc pe Hristos, dar nu iubesc biserica lui. Este imposibil să spui, eu sunt creștin de capul meu. Sunt mulți oameni, foarte mulți oameni, care, domnule, auzi, vorbesc așa frumos despre Domnul Iisus Hristos, că ei cred în Domnul Iisus, că au așa o relație cu Domnul Iisus și se roagă și citesc din Biblie și ascultă predici. Dar niciodată nu au luat decizia aceasta de a se alătura unei biserici. Să tem, că ce o să spun unul, că ce o să se întâmple. Nu au luat niciodată decizia fermă de a se alătura Bisericii Domnului Iisus Hristos. Unui trup local, da? De credincioși adevărați. Nu au luat niciodată decizia aceasta. Ei nu vor să fie recunoscuți în fața lumii ca parte din Biserica Domnului Iisus. Și asta e o problemă. Cum să spui tu, eu iubesc pe Domnul Iisus Hristos, dar refuz să fiu cu biserica pe care El o iubește, El o sfințește, El o va lua la ceruri, El o va ține o veșnicie întreagă cu El. El o iubește atât de mult încât și-a dat viața pentru ea. El o iubește atât de mult încât acum îi dă toate darurile sale. El o iubește atât de mult încât face totul pentru ea. E prezența Lui în ea. Da. Este o problemă asta. Deci este o problemă. Așadar, al doilea semn al unei biserici adevărate care o diferențiază fundamental de o biserică falsă este membralitatea. Sunt biserici cărora nu le pasă cine este în adunarea respectivă. Domnule, îi zic, toți îți primiți, domnule. Spune, într-adevăr, la Hristos, ca să fie mântuiți, îți primiți toți oamenii. Dar ca să faci parte dintr-o adunare, trebuie să îndeplinești niște responsabilități. Trebuie să înțelegi ce este un membru al adunării și să-ți iei responsabilitățile de membru al acelei adunări. Da? Disciplina bisericii nu se poate aplica unui om care nu este membru într-o adunare. Da? Nu mă refer la disciplină, la excludere, la excomunicare. Ci la sfătuire, la mustrare, la îndemnare și așa mai departe. Asta poți să o faci poți să o faci acasă la tine, cu copiii tăi, cu alți prieteni pe care ai. Dar disciplina în adunare este altceva. Este o reacție a trupului viu a Domnului Iisus Hristos, plin de Duhul Sfânt, față de un lucru rău care a apărut acolo în adunare. Da? Repet, nu mă gândesc când spun disciplină la excludere în primul rând, ci mă gândesc la reacția pozitivă a trupului Domnului Iisus Hristos prin călăuzirea Duhului Sfânt, prin cuvânt, față de un lucru rău care a apărut acolo și care trebuie corectat. Al treilea semn este administrarea corectă a cinei și a botezului.
Asta au spus reformatorii. Asta, mulți nu înțeleg. Deci, ce tot atât ai cu botezul? Dacă botezul nu mântuie, ce problemă ai tu cu botezul? Botezul este o practică biblică. Este o porunca a Domnului Iisus, o practică a apostolilor, este o doctrină apostolică, a fost practicat de Biserica Domnului Iisus pretutindeni și în toată lumea. Întrebarea este cum sunt administrate. Întrebarea este cum se dă cina, întrebarea este cui se dă cina, întrebarea este cum se dă botezul, cui se dă botezul. În foarte multe locuri, abuzul botezului este sub orice critică. Îți botezați tinerii numai că a ajuns la 18 ani, îți botezați oricine, nu știi că e născut din nou, că nu e născut din nou, botează Domnul, îți botezați oameni direct care vor acolo să fie botezați. Este un abuz fantastic al practicii botezului. Și ăsta nu este un semn bun. Reformatorii au spus lucrul ăsta, Biblia arată lucrul acesta, botezul este intrarea, da? Este o spălare aceasta a trupului care arată că există o spălare la untru, că este intrarea în membralitatea unei biserici locale. Nu este pur și simplu, mă botez, mărturisesc și eu că îl iubesc pe Domnul Iisus. Îl iubești pe Domnul Iisus alături de alți oameni. Pe tine trebuie să te boteze cineva. Și te botează într-un anume loc. Da? În afară de cazul în care există o lucrare de plantare de biserică sau o evangelizare dincolo de granițe într-un loc în care nu există nicio biserică. Bineînțeles, acolo așa se face botezul. Da? Fără biserică, că nu există una. Dar se face din un reprezentant al unei biserici. Asta ne arată Sfânta Scriptură. Deci acesta este un semn al unei biserici adevărate. Uită-te cum este tratată cina Domnului care arată spre jertfa Domnului Iisus Hristos. Și uite-te cum este tratat botezul care arată mărturia unui cuget curat, a unui om născut din nou, a unui om care vrea să alipească bisericii. Dacă e neglijență, dacă e indiferență, dacă sunt practici nebiblice, e posibil să nu fie o biserică adevărată sau dacă e adevărată să fie o biserică bolnavă. Apoi, pe lângă Evanghelie, pe lângă disciplina bisericii și membralitate, pe lângă cina Domnului și botezul, avem semnul acesta al conducerii bisericii. Este foarte important. Cine conduce biserica Domnului Iisus Hristos? Și aici se elimină o grămadă de secte, de mișcări care se numesc creștine. Dacă într-o biserică există o formă de conducere care scurcircuitează conducerea directă a lui Hristos în biserică prin cuvânt și prin Duhul Sfânt, aia cel mai probabil este o biserică apostată. Dacă există o conducere piramidală, dacă sunt niște oameni acolo, un cler, un comitet, câțiva indivizi care conduc, care manevrează biserica aceea și nu păstoresc turma, după cum spune cuvântul lui Dumnezeu, acolo este o conducere anticristică. Anticristul care vrea să ia locul lui Hristos, să scurcircuiteze conducerea lui Hristos în biserica lui. Da? Într-o biserică adevărată, Hristos conduce prin anumiți slujitori, prin păstori, prin prezbiteri, prin cei care supraveghează turma și care fac lucrul acesta la porunca lui Hristos numai după lucrurile care sunt scrise în Biblie. Ei nu iau decizii după capul lor acolo. Ei iau doar decizie după cuvântul lui Dumnezeu. Da? Conducerea bisericii este un semn al unei biserici adevărate. Și în final, un alt semn, sunt mai multe lucruri de spus, dar le spun pe cele principale, al cincilea semn al unei adunări adevărate, care o diferențiază fundamental de o biserică falsă, este doctrina despre convertire și naștere din nou. Ce crede biserica despre regenerare și naștere din nou? Regenerare, naștere din nou și despre convertire, da? Ce crede biserica respectivă? Cum poate fi un om născut din nou? Cum poate un om să fie mântuit? Și foarte multe adunări au coborât complet ștacheta. În multe adunări, domnule, dacă ai ridicat mâna, înseamnă că ești mântuit. Ai crezut. Dacă ai repetat o rugăciune după păstorul din față la evanghelizare, înseamnă că ești mântuit. Dacă ai vrut să fii și tu botezat și ai venit și te-ai botezat, înseamnă că ești mântuit. Și pentru ei asta înseamnă nașterea din nou. Domnule, dacă ai vorbit în limbi, ești un semn că ai fost mântuit. Dacă te-ai lăsat de alcool și de tutun, înseamnă că ești mântuit. Biblia nu spune asta, frate. Dragi prieteni, Biblia nu spune asta. Biblia spune că nașterea din nou este o schimbare, o spălare lăuntrică a păcatului, este o schimbare a dispoziției noastre dinspre păcat, dinspre lume, spre Dumnezeu, spre lucrurile lui Dumnezeu, da? Spre toate lucrurile lui Dumnezeu. Este o schimbare fantastică, fundamentală, esențială, de baza personalității noastre. Ființa noastră este atrasă, este îndreptată dinspre lucrurile păcătoase, lucrurile lumii, spre lucrurile lui Dumnezeu, da? Este o dispoziție puternică, da? O schimbare de dispoziție, o schimbare de înclinație, o spălare a lăuntrului nostru, spălarea nașterii din nou, da? Din pricina aceasta, multe adunări s-au umplut de oameni necredincioși. Și nu oameni necredincioși care au venit la Hristos, ci oameni necredincioși care vor să fie parte din adunarea aceea, dar fără să fi trecut vreodată prin travaliul pocăinței și a nașterii din nou. Oameni care nu și-au mărturisit niciodată cu adevărat păcatele, care n-au plâns niciodată pentru păcatele lor, care n-au avut remușcări, rușine pentru păcatele lor, care nu s-au lăsat niciodată de păcatele lor, care n-au venit niciodată la picioarele Domnului Iisus Hristos, capitulând, cedând, predându-i Domnului Iisus Hristos toată viața lor ca să fie mântuiți. Și atunci, dacă nu există convertirea asta, cum ar putea să fie oamenii aceștia mântuiți? Și dacă nu sunt oamenii aceștia mântuiți
și ei ajung membri bisericii, ce fel de biserică este aia? Sau cum se poate numi aia biserica Domnului Iisus când ea este compusă din oameni care nu sunt născuți din nou? Care nu au fost convertiți cu adevărat? Sau cum poate fi aia o biserică a Domnului Iisus Hristos care primește pe alți oameni să fie parte mădulare vie în trupul acela local pe niște oameni? Ce discernământ are biserica aceea dacă primește pe niște oameni care n-au trecut prin travaliu, lucrarea, realitatea supranaturală a nașterii din nou care este lucrată de Duhul Sfânt, care n-au fost convertiți niciodată cu adevărat? Așadar, așa știi să alegi o biserică, așa poți să judeci cu o mișcare, cu o biserică, cu o lucrare este a lui Dumnezeu, dacă vezi aceste semne importante ale unei biserici adevărate, da? Anume, prezența Evangheliei Domnului Iisus Hristos, Evangheliei biblice, Evangheliei complete și evangelizarea completă, da? Evanghelia este legată de evangelizare. 2. Dacă există o disciplină bisericii, un reflex sănătos, spiritual, supranatural al bisericii față de rău care apare în ea, repet, nu ca să excludă, ci ca să rezolve, să vindece, să însănătoșească. Și în cazul în care omul nu este născut din nou, el se va respinge disciplinarea asta, da? Și va fi scos afară, în ultima instanță. Ultima fază asta și legat de disciplina bisericii este membralitatea. Nu poți să disciplinezi pe cineva care nu e membru în biserică. Pavel spune, dați afară pe răul ăla din mijlocul vostru. Duce să, și apoi continuă și spune, lumea o va judeca Dumnezeu, nu noi. Nu ne apucăm noi să judecăm lumea acum, ci cercetăm, judecăm lucrurile din adunare. Da? Legat de disciplina bisericii este membralitatea. O biserică care nu are nici disciplina bisericii, nici membralitatea, nu dă semne că este o biserică adevărată. 3. O biserică care administrează corect cina Domnului și botezul, cu băgare de seamă, cu cercetare la oameni care sunt născuți din nou, la oameni care trăiesc în rânduială, în fața lumii, în sfințenie, înaintea lui Dumnezeu, după cuvântul lui Dumnezeu și în relație cu biserica. Da? 4. O biserică care are o conducere sănătoasă, nu oameni care domină biserica, nu oameni care cresc șefii bisericii, patronii bisericii, care fac ce vor ei în adunarea aia sau cum credei, ci oameni care în smerenie conduc adunarea după cuvântul Domnului Iisus Hristos. Și asta este dovada că acolo nu este o lucrare a anticristului care încearcă să se dea el capa al bisericii. Și în final o biserică care are o doctrină, o învățătură, o practică sănătoasă a convertirii, care predică corect nașterea din nou și în convertire. Adică cum poate să fie un om mântuit. Aceasta este o biserică adevărată. Din păcate, apare foarte teoretic, nu ce am spus, din păcate, pentru multe adunări s-ar desfința numai dacă ai scoate muzica de acolo. Domnul Iisus niciodată n-a spus că muzica este un semn al unei biserici adevărate. Du-te la o biserică care are muzica care ți se pare ție bună, care ți se pare ție relevantă, contemporană, ți se pare ție așa că te atinge la suflet și te duce în prezența lui Dumnezeu. Biblia nicăieri nu spune lucrul ăsta. Biblia nu spune du-te în biserica aia care are multe activități pentru tineri, copii, adolescenți și bătrânile văduve. Biblia nu spune asta, nu spune că asta e un semn al unei biserici adevărate. Biblia nu spune nicăieri du-te în biserica aia care e super contemporană, în care creativitatea omului se vede pe toți pereții și în absolut orice lucru care face biserica aia. Biblia nu spune lucrul ăsta. Ceea ce a devenit astăzi foarte atractiv pentru credincioși sunt lucruri despre care Biblia nu spune că ar fi semnele unei biserici adevărate. Și din păcate, mult efort, multă energie, mulți bani, multă lucrare, multă activitate la foarte mult, multor adunări este dat exact în lucrurile astea. Nu este o preocupare foarte puternică pentru Evanghelie, pentru evangelizare corectă, pentru disciplina biserică, pentru membralitate sănătoasă, pentru cina Domnului și botez, pentru conducere biblică, pentru convertire, pentru naștere din nou, pentru predicarea cu credincioșia a întregului plan al lui Dumnezeu. Nu există toate lucrurile astea, dar există, Domnule, tot ce vrei și ce nu vrei. Tot felul de lucrări, de activități și așa mai departe. Treaba mea nu este să disprețuiesc, da? Și nu intenționez să disprețuiesc lucrurile acestea. Dar vreau să spun lămurii lucrul ăsta. Vreau să spun cât de clar pot lucrul ăsta. Situația este foarte serioasă. Este important dacă faci parte din Biserica Domnului Iisus Hristos. Este foarte important. Este important dacă faci parte dintr-o biserică adevărată și dintr-o biserică sănătoasă. O biserică care trăiește după cuvântul lui Dumnezeu. Care are interesul, preocupările, valorile pe care Dumnezeu spune că ar trebui să le aibă o biserică, care e preocupată cu lucrurile despre care Dumnezeu spune că sunt lucruri importante, lucruri care ar trebui să fie valorile noastre, da? Preocupările noastre, ținta noastră, focalizarea noastră. Din multe adunări, dacă ai scoate lucrarea cu copiii, lucrarea cu tinerii, dacă ai scoate muzica, dacă ai scoate fumurile, luminile, cafeaua și nu mai știu ce alte lucruri, unele dintre ele s-ar putea să fie bune, se desfințează, pleacă lumea, nu mai vine lumea.
Pur și simplu. Nu mai vine lumea. De ce? Pentru că pentru oamenii aceia sunt mai importante lucrurile respective decât ce spune Biblia că ar trebui să fie important. Pentru oamenii aceia sunt mai importante tot felul de lucruri care, repet, sunt bune sau mai puțin bune, dar lucru care trebuie observat este că oamenii și-au pierdut focusul. Nu știu ce este important pentru Dumnezeu. Puneți întrebarea asta, scrieți pe o foaie. Ce face biserica noastră timp de o săptămână? Care sunt activitățile? Care sunt lucrurile în care investim noi bani? Și du-te și caută-le în Biblie să vezi dacă le vezi. Și mulți oameni, cel puțin asta vezi, dar e sinceritate și spun, domnule, noi suntem elevați, vrem să fim contemporani, relevanți. Biblia nu spune nimic despre lucrurile astea. Sunt invențiile noastre, sunt rezultatul creativității noastre. Noi ne preocupăm de ele pentru că trebuie să facem, noi așa credem că trebuie să facem biserica. Măcar sincer și recunosc. Dar mulți nu recunosc asta. Și pur și simplu încearcă să justifice în fel și chip niște lucruri despre care Biblia nu spune nimic. Întreabă-te, uite-te, ce evanghelie predică biserica în care ești? Ce fel de evanghelizare face biserica în care ești? Nu dacă face evanghelizare, dacă face evanghelizare biblică, da? Dacă în biserică este disciplina bisericii, dacă în biserică este o membralitate serioasă, nu dacă sunt 300 pe foi și 100 în realitate. Acolo cea mai mare parte din biserică e moartă sau ce cu ei? Da? Este cel puțin o biserică în țara asta care are, nu știu, 3.000, 4.000 de membri și nu știu dacă vin pe duminică 1.000 de oameni, 1.500, 2.000, nu știu. Nu cred să fi venit, să fi văzut vreodată acolo și cam știu ce se întâmplă. Și sunt multe asemenea adunări în care mai puțin de jumătate vin. Da? Sau ceva de genul ăsta. Sau înseamnă că oamenii ce sunt cu ei. Da? Membralitatea este importantă. Da? Uite-te cum este administrat cina Domnului, cui este dat botezul, da? Uite-te la cum este conducerea bisericii, dacă este o conducere biblică și apoi uite-te ce doctrină are biserica aia despre nașterea din nou și despre convertire. Din punctul meu de vedere, dacă o biserică nu are lucrurile astea după Sfânta Scriptură, este o biserică rătăcită, apostată, o sinagoga satanică care trebuie părăsită urgent. Și nu trebuie părăsită urgent ca să te duci să stai acasă, să te uiți pe internet la programul nu știu cărei biserici, ci este un semn că trebuie să te duci într-o biserică sănătoasă. Trebuie să faci lucrul ăsta. În urma postului, în urma rugăciunii, în urma cercetării cu atenție, în urma sfăturii cu oamenii aceia, în urma încercării de a schimba anumite lucruri, trebuie să o faci cu foarte multă gingășie și atenție. Dar în ultimă instanță, dacă nu se schimbă lucrurile, dacă nu apare pe scenă predicată Evanghelia cu putere, clar ca în Sfânta Scriptură, dacă nu începe să se aplice foarte serios, dar în dragoste, cu blândețe, cu nevață Sfânta Scriptură, disciplina bisericii pentru cazurile scandaloase de păcat, da? Pentru cazurile evidente, nu pentru lucruri speculații ale oamenilor. Dacă nu vezi că există o membralitate sănătoasă, nu știi cine e biserica de acolo, da? Nu știi care e vizitator, care e membru bisericii. Dacă nu există o administrare serioasă a botezului pentru oameni care sunt născuți din nou, care mărturisesc pe Domnul Iisus Hristos și dovedesc în viața lor că mărturisirea aia e reală, da? Care nu au o mărturie credibilă, da? Dacă în biserica aia conduc niște oameni cu mână de fier și fac lucrurile cum vor ei și să crezi șefii bisericii sau demonstrează că să crezi șefii bisericii și nu arată interes ca să aplice învățătura Scripturii în practica și doctrina acelei biserici și dacă nu există o înțelegere clară a nașterii din nou și a convertirii care arată mântuirea sufletului omului, fă-ți boceluța și fugi cât te țin picioare. Repet, fă lucrul ăsta cu smerenie, cu blândețe, cu atenție, cu pocăință, cu post, cu rugăciune, după ce stai de vorbă, după ce ți-ai suficient timp ca să fii sigur că ceea ce vezi în jurul tău este real și împotriva Scripturii, după ce te-ai sfătuit cu oameni maturi, alți credincioși, dar în ultima instanță, dacă e biserica apostată, trebuie să părăsești locul acela, nu să stai acasă, repet, ci să te duci într-o altă adunare unde poți să crești după voia lui Dumnezeu. Să cucetăm bine la lucrurile acestea, pentru că pe lângă mântuire, biserica Domnului Iisus Hristos este în prim planul lui Dumnezeu. Este felul în care Dumnezeu lucrează în această perioadă de timp și nu-i tot una să faci parte dintr-o biserică sănătoasă sau să faci parte dintr-o biserică nesănătoasă sau chiar o biserică care este apostată. Asta te va afecta pe tine, familia ta, asta va afecta viitorul tău și cel mai probabil la urmașilor tăi. Vă doresc să aveți discernământ biblic pentru a judeca lucrurile acestea și să faceți parte, și să doriți să faceți parte, să căutați să faceți parte din biserici adevărate, sănătoase ale Domnului Iisus.